Rusia a oprit alimentarea cu gaz spre vestul Europei prin conducta Yamal, după cum au comunicat autoritățile germane din domeniu. Momentan nu este clar dacă decizia Moscovei este una permanentă. Conducta este una dintre rutele majore de furnizare a gazului rusesc către Europa. În urmă cu o săptămână, Rusia amenința cu întreruperea aprovizionării cu gaze naturale către Germania și avertiza că prețul țițeiului va ajunge astfel la peste 300 de dolari din cauza sancțiunilor din partea țărilor occidentale. Vestea a fost transmisă de Agenția Internațională de Presă Reuters pe baza monitorizării datelor de la granița dintre Polonia și Germania. Pe de altă parte, gazul rusesc care curge în Europa din alte gazoducte, inclusiv Nord Stream 1 care traversează Marea Baltică, rămân stabile. Nu este clar dacă este vorba despre o decizie permanentă a Moscovei în acest sens. Între timp, furnizarea a fost reluată pe o secțiune către est din Germania spre Polonia. Potrivit Bloomberg, prețurile gazelor naturale au început să scadă recent pe fondul vremii blânde. Temperaturi peste medie sunt prognozate în nordul Europei săptămâna viitoare, atenuând temerile că orice întrerupere a aprovizionării cu gaz pe fondul războiului din Ucraina ar putea afecta piața în următoarele săptămâni.